Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician. Ați văzut imaginile zilei, imaginile politice ale zilei. Marcel Ciolacu, președintele PSD, surprins de televiziunile din România, de camere de luat vederi. Susținut capitalul român. Într-o gafă, probabil, cel mai probabil, într-o gafă, susținut capitalul românesc, spune Robert Cazanciuc, fostul ministru al justiției, senator PSD, invitatul meu din această seară, alături de fostul ministru al justiției și ministru de externe, Cristian Diaconescu, președintele Partidului Mișcarea Populară. Bună seara, domnule Diaconescu, bună seara, domnule Cazanciuc. Ați intervenit pentru a comenta aceste imagini ale zilei. Discutăm însă despre lucruri mult mai serioase în această seară. Discutăm despre situația paturilor de la terapie intensivă. Vlad Voiculescu pretinde că a mărit aceste număr de paturi în ultimele 2-3 luni. Specialiștii spun că România are mari probleme în acest sens. E o întrebare legitimă: ce s-a întâmplat de la valul 2 până la valul 3 cu aceste paturi ATI? L-avem pe domnul Șerban Bubenec, președintele Societății Române de ATI. Cristian Bușoi, europarlamentar PNL, de asemenea în dezbatere în această seară. Discutăm despre situația pandemiei. Bună seara, domnule Bubenec. Bună seara. Bună seara, domnilor miniștri. Bună seara, domnule Mănăstire. Bună seara. Evident, discutăm cu ajutorul domnilor invitați din platou și despre secția specială. Mult scandal, multă zaveră politică astăzi în Parlamentul României. Vedeți cum a trecut această propunere legislativă de desființare a SIJ. Vedem ce se întâmplă mai departe. Discutăm despre procuratură, despre dosare, dar și despre situația pandemiei. Așadar, presiunea pusă pe sistemul de sănătate este una enormă. Suntem în valul 3. Toată lumea admite că în perioada următoare, așa cum spun specialiștii și i-ați văzut și ieri și alaltăieri, România în perioada următoare va ajunge cel mai probabil la acel plafon de 10.000 de infectări pe zi. Presiunea pe terapie intensivă este evidentă, tot mai mulți oameni tineri dezvoltă o formă gravă a bolii și ajung să necesite intervenție de terapie intensivă. Vedeți care este situația la zi și intrăm în dezbatere. În timp ce sistemul medical este aproape de colaps, ministrul sănătății Vlad Voiculescu nu pare preocupat de altceva în afară de postări pe Facebook. Deși premierul Florin Câțu i-a atras atenția că numărul de paturi la terapie intensivă este prea mic, Voiculescu s-a lăudat că el de fapt a suplimentat locurile la ATI. Unde s-a întâmplat acest lucru știe însă doar ministrul Voiculescu, pentru că medicii îi arată că realitatea este alta. Degeaba mărim numărul de paturi dacă nu se fac investiții și nu este completată resursa umană. Vorbim de resursa umană deficitară, da? Ei, în același timp, locurile la concurs sunt blocate. Examene, concursurile pentru posturi în spitalele care țin de Ministerul Sănătății sunt blocate într-un mod ciudat, în timp ce la celelalte spitale care țin de autoritățile locale, posturile sunt deblocate și se fac concursuri pentru recrutarea de personal medical. Iată o soluție la îndemâna Ministerului, care se poate face printr-o simplu act administrativ. Însă Voiculescu nu doar că nu a asigurat investițiile necesare, ba chiar a micșorat sumele destinate ATI-urilor. Vorbim de creșterea de număr de paturi în condițiile mai ales în care noi am reușit anul trecut, prin programele pe care le-am programat, să dublăm echipamentele și dotările din secție. Dar asta înseamnă automat finanțare. Și aici, iarăși, există o soluție, programul de finanțare a secțiilor ATI, dar semnalele sunt îngrijorătoare, extrem de îngrijorătoare de la minister, pentru că suntem informați, iată, în aceste zile, că bugetul pentru acțiunile prioritare ATI nu numai că nu crește, ci va fi scăzut și chiar e posibil ca bugetul alocat, cel puțin acum ce știm, să fie unul foarte mic față de anul trecut. Atunci, despre ce vorbim? Nu putem vorbi de chemare la luptă în condițiile în care ni se taie munițiile. Laura Zarafin, medic primar ATI la Spitalul Colentina, susține că aceste paturi, care oricum nu există încă, vor fi inutile fără medici și asistente în plus. Patul în sine nu reprezintă absolut nimic, deci preocuparea asta, să-i găsesc un pat la ATI.
Nu despre asta este vorba. Într-adevăr, patul de terapie intensivă este extrem de diferit de un pat obișnuit. Este o armată întreagă de oameni care trebuie să ajute la îngrijirea pacientului care ocupă acel pat. Dar nu am auzit pe absolut nimeni dintre cei responsabili cu gestionarea acestei crize sanitare să vorbească despre acest lucru. Medicul susține că nicio secție de terapie intensivă din România nu este în realitate dotată corespunzător. Deci este totul, de Doamne că nu s-a întâmplat la noi, cam așa ar deveni. Nu știu să existe în România o secție de terapie intensivă dotată corespunzător, poate cea de la Marie Curie. Premierul Florin Câțu i-a cerut recent lui Voiculescu să mărească la 1600 numărul locurilor de la ATI. La începutul valului 2 la terapie intensivă erau 400 de locuri. În 3 săptămâni au ajuns la 1200 și ceva. Acum pornim de la 1100, faceți dumneavoastră matematic și vedeți cam unde o să ajungem. În condiții în care România nu are declarate ca dotare, deci nu ca personal, numai ca dotare, decât 3.000 de paturi de terapie intensivă sau ceva în jurul de. Deci noi pornim de la 1.100, deci să ne așteptăm că vom avea 3.500-4.000 și atunci ce vom face? Această aritmetică, da, morbidă din punctul meu de vedere, este subiectul de dezbatere. Domnule Bubenec, încep cu dumneavoastră. O întrebare, dacă aveți această informație, între valul 2 și acest val 3, în care suntem practic prinși ca situație pandemică, câte locuri de terapie intensivă a realizat statul român, Ministerul Sănătății, după cunoștințele dumneavoastră? Trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului. În anul care a trecut, cu ajutorul Ministerului Sănătății, a Băncii Mondiale, dar și autorităților locale, a universităților, a fundațiilor, asociațiilor, între luna aprilie și decembrie, în România s-a dublat capacitatea de ventilație. Adică am plecat la drum cu 1300 de ventilatoare, iar în decembrie avem 2600 de ventilatoare achiziționate. Pe lângă ventilatoare au venit peste 1100 de monitoare, peste 1000 de paturi speciale de terapie intensivă, câteva mii de seringe electrice și pompe volumetrice. Deci a fost un efort care sigur nu s-a văzut, e greu de cuantificat. Recensământul pe care l-am făcut noi la sfârșitul anului ne-au arătat acest lucru. Deci am dublat capacitatea de ventilație, ceea ce este o realizare absolut remarcabilă. Sigur că problema principală în clipa de față, vedeți, mai puțin patul fizic. Patul fizic este important. Și acolo unde, mă rog, colega Zarafin nu este o voce care să reprezinte Societatea Română de Anestezie Terapie Intensivă, nici nu cred că e foarte bine informată. Există secții model de anestezie terapie intensivă în România. Poate n-a avut domnia sa norocul să lucreze în acest. Păi ne puteți da și locațiile acolo unde există asemenea facilități model, terapie intensivă? Da, am să vă dau Institutul Clinic Fundeni, am să vă dau Institutul de Boli Cardiovasculare CCI Iliescu, Spitalul Județean de la Timișoara, Institutul Regional de Oncologie de la Iași, și spitalul de la Cluj, municipalul de la Cluj, sunt spitale și secții de terapie intensivă în care există aparatură absolut comparabilă. Domnule Bubenec, domnule profesor, deci până în decembrie spuneți că Ministerul Sănătății s-a mișcat bine. Din decembrie până acum, la mijlocul lunii martie, s-a întâmplat ceva pozitiv. Am suplimentat locurile de la terapie intensivă, am adus mai mulți specialiști în sistemul de terapie intensivă, medici, asistenți, personal calificat. Știți că am discutat lucrurile astea. Da, din păcate, problema principală în clipa de față este personalul. Sigur că în spitale, acolo unde managerii n-au dormit, există posibilitatea, s-au făcut circuite speciale, oamenii s-au preocupat, lăsați-mă să vă povestesc lucrul ăsta, că e foarte important. Și se pot septa paturi astăzi. Deci dacă ai două paturi dedicate COVID sau șase, mâine poți să ai opt sau patru. Există această posibilitate.
Deci este o dinamică influențată de numărul de pacienți care vine în spital. Și când spune Ministrul Sănătății că s-au mai făcut 50 de locuri în București, spune pe bune, pentru că lucrul ăsta se poate. O secție serioasă de terapie intensivă, un spital serios, și-a luat măsurile astea încă din februarie, martie, aprilie, da, anul trecut, nu acum. Pot să mă întreb ceva foarte scurt? Aceste locuri de la terapie intensivă se eliberează pentru că mor oameni sau pentru că efectiv se suplimentează? Spre surpriza neiubitorilor sistemului de sănătate din România, România, care este pe ultimul loc în Europa, alocând 5,2% din produsul intern brut pentru sănătate, în ceea ce privește mortalitatea la 1 milion de locuitori, este în treimea superioară a clasamentului ca mortalitate mică. Deci, și cred că n-ar fi trebuit să surprindă pe nimeni dacă eram în ultima treime, chiar pe ultimul loc, cu resursele alocate tradițional în ultimii 30 de ani, în care sănătatea de multe ori a fost tratată ca și salubritate. Da, o să fac o remarcă subiectivă, evident, jurnalistică. Probabil că România au imunitatea mai puternică. Domnule Cazanciuc, vă rog. Da, două scurte întrebări, domnule profesor, dacă permiteți. Dacă numărul de ventilatoare înseamnă număr de paturi ATI? Da, înseamnă să transformi un pat de terapie intensivă care are orice în jur, dar nu are un ventilator, nu este un pat de terapie intensivă, este un pat cel mult de terapie intermediară. Am înțeles. Deci, a doua întrebare. Din 10 pacienți internați cu COVID care ajung la ATI, cât supraviețuiesc? Jumătate. Deci, în clipa de față, mortalitatea calculată de Societatea Română de Anestezie Terapie Intensivă pe baza datelor introduse online din luna februarie și până astăzi de colegii noștri din țară, avem un astfel de program, este de 52%. La COVID. E o mortalitate comparabilă în terapiile intensive la nivel mondial. Sigur, există și țări unde s-a raportat o mortalitate între 40-50% și țări care raportează mortalități de peste 60%. La COVID, spuneți. Ceea ce am observat însă și este rău, și asta arată că creșterea numărului de pacienți care ajung în ATI într-un timp scurt influențează calitatea actului medical datorită lipsei de personal, este că în luna iunie, când am făcut prima estimare, pe care am și publicat-o într-o carte a Academiei Române dedicată pandemiei COVID, mortalitatea în secțiile de terapie intensivă era de 47,8%. Deci, creșterea numărului de pacienți într-un timp scurt, în aglomerând secțiile de terapie intensivă, întinde la maximum personalul și așa insuficient și cu siguranță poate fi un factor care duce la acest exces de 4% de mortalitate între luna iunie și luna februarie. Deci soluția nu este să creștem paturile de ATI, ci să prevenim ajungerea oamenilor la ATI. Cu siguranță. Bătălia, am spus-o de la început, de anul trecut, bătălia nu se câștigă în ATI. Noi primim între 5 și 7% din pacienții care se îmbolnăvesc de boală COVID. Peste tot în lume, asta e procentul pacienților care ajung în ATI. Bătălia se dă în afara secțiilor de ATI, se dă în stradă, se dă la serviciu, se dă în mijloacele de transport, se dă în tot ceea ce înseamnă empatie. Cu testare, cu tot ce trebuie. Domnule Bușoi, merg la dumneavoastră o întrebare apropo de discuția despre terapie intensivă, o întrebare mai generală și cu componenta politică adecvată. Ieri premierul Câțu i-a solicitat domnului Vlad Voiculescu să vină săptămânal într-o conferință de presă în fața opiniei publice, dar și în fața guvernului, cu un raport pe măsurile implementate împotriva pandemiei și ce face Ministerul Sănătății în acest sens. Ce ar fi trebuit să facă și ce face începând de săptămâna viitoare. Dumneavoastră personal, ca specialist în sănătate, sunteți mulțumit de cum prestează Ministerul Sănătății de 3 luni de zile în mandatul domnului Voiculescu? Evident că întotdeauna lucrurile pot fi organizate mai bine, întotdeauna lucrurile pot să fie făcute cu mai multă eficiență. Asta a fost valabil întotdeauna.
Cred că în acest moment Ministerul Sănătății se implică total și Ministrul Sănătății în ceea ce privește lupta, managementul pandemiei cu COVID-19. Evident că sunt stiluri de ministru diferite. Dacă domnul Tătaru mergea foarte mult în teritoriu, îi mobiliza pe cei din spitale, era foarte prezent în dezbaterile TV, domnul ministru Vlad Voiculescu lucrează mai mult centralizat de la nivelul Ministerului Sănătății, are un alt fel de stil, dar cred că nu putem pune sub semnul întrebării nici angajamentul, nici eficiența acțiunilor pe care le face și Ministrul Sănătății și Ministerul Sănătății. A, deci domnul Voiculescu, domnule Bușoi, domnul Voiculescu înseamnă că domnul Voiculescu prestează la aceeași nivel de competență la fel ca domnul Tătaru. Asta ne spuneți. Eu cred că rezultatele sunt comparabile, acțiunea Ministerului Sănătății este comparabilă. Evident că ministrul este doar un pion foarte important, evident, fiind liderul organizației, dar nu ține doar de Ministrul Sănătății ca lupta împotriva COVID să se desfășoare cu eficiență. Ați avem remarcat în astea trei luni, ca observație, ca o mică întrebare, până la urmă în contextul acestei discuții și mergem la domnul Diaconescu imediat, ați remarcat o măsură interesantă, o măsură, cum să spun eu, pozitivă, ieșită din comună, implementată de Vlad Voiculescu în astea trei luni, apropo de pandemie, ceva decisiv făcut de Vlad Voiculescu în campania împotriva COVID? Nu știu dacă există acel ceva decisiv care să schimbe situația în ceea ce privește COVID. Pot doar să vă spun că vaccinarea a mers foarte bine. Sigur că acolo s-au implicat foarte mult cei de la Ministerul Apărării, domnul dr. Gheorghiță, secretarul de stat Andrei Baciu, dar și ministrul și cei de la minister. Chestiunile legate de organizarea în spitale. Da, am observat că s-au implicat foarte mult neplătind medicii și asistenții din centre de vaccinare. A fost o implicare bună asta. La bun început am avut o bună rată de vaccinare. Am fost pe unul din primele locuri, mult înaintea unor țări mai bine organizate din punct de vedere al sistemului sanitar. Sigur că odată cu trecerea timpului și lipsa vaccinurilor suficiente în toată Uniunea Europeană, lucrurile s-au mai echilibrat în toată Uniunea Europeană și toți sunt plus minus în jurul mediei, dar încă suntem în regulă în ceea ce privește rata de vaccinare. Și veți vedea că după aprilie, atunci când vom avea în toată Uniunea Europeană și în România vaccinuri suficiente, rata noastră de vaccinare, pentru că se lucrează pe un program lung, pentru că oamenii sunt bine organizați, pentru că avem suficiente centre de vaccinare, rata va crește din nou și vom fi iarăși în fruntea țărilor Uniunii Europene. Da, cu amendamentul să avem și vaccinul și să-i plătim pe oamenii care lucrează în centre de vaccinare la timp. Încă banii n-au ajuns nici la medici, nici la asistenții medicali. Aici deși aveți dreptate, trebuie îndreptată situația asta. Da, evident, este eroarea unui funcționar din Ministerul Sănătății să nu plătești oamenii timp de peste 70 și ceva de zile. Este un amănunt, domnul Voiculescu stând foarte mult pe Facebook, nu avea timp să se ocupe de plata medicilor din centre de vaccinare. Domnule Diaconescu, data trecută, când v-am avut invitat, discutam despre modul ăsta de guvernare. Telespectatorii interesați de politică, telespectatorii mei, fanii acestei emisiuni, oamenii care se uită pe B1 TV, au văzut de-a lungul timpului mulți miniștri ai sănătății. Cred că am schimbat vreo 30 în ultimii 30 de ani, poate și mai mult, da? Și foarte multe guverne schimbate în ultima vreme. Genul ăsta de guvernare în care stai pe rețelele sociale, comunici în bula respectivă, poate avea eficiență? Adică, ce vreau să spun, imaginea poate să bată eficiența? Pentru că pentru mine este un mare semn de întrebare. Mulți îmi spun, domnule, nu mai contează în zilele pe care le trăim, în vremurile pe care le trăim, nu mai contează ce știi să faci, nu mai contează munca efectivă, da? Contează până la urmă ce reușești să transmiți sau percepția pe care o dai. Iar percepția este că Vlad Voiculescu este un ministru bun. Deși dacă te uiți până la urmă la fapte, la ce s-a întâmplat la Ministerul Sănătății, la măsuri luate, nu prea poți să găsești două, trei chestii importante făcute în ultimele 3-4 luni. Este un sistem enorm în care se investesc
foarte mulți bani. Din câte am înțeles, în 2020, Fondul Național Unic de Asigurări Sociale, de Asigurări de Sănătate, a primit cam 9,2 miliarde, ceea ce înseamnă că sistemul de contributivitate nu reușește să țină pasul. Deci banii se centralizează. Spunea colegul Păunescu, cel cu vaccinul, că în Timișoara, de exemplu, cea mai bună industrie e spitalul de stat. În ce sens? În sensul circulației resurselor. Ceea ce vedem public este un exercițiu de comunicare prin care se încearcă să explica ceva în acest moment, în condiții de criză, de neexplicat. Acum, adică când mor oameni... Ce este de neexplicat? Da, circulația, de ce circulația banilor. Circulația în relația banilor. Cu moartea. În condiții asta este de, o chestie extrem de delicată. În condiții de pace, să spunem, într-un fel, mulți dintre noi s-au obișnuit cu răul. Cineva vreodată, poate politicul, ar fi ideal, dar nu cred că se întâmplă așa ceva, să intre în profunzimile acestui sistem. Deci avem bugetul, pe de-o parte, al Ministerului Sănătății, bugetul Casei Naționale. Acolo se întâmplă lucruri care la partide se cunosc. Ar trebui, de fapt, să începem să ne cerem scuze ăștia care am mai fost prin partide politice în legătură cu ceea ce se întâmplă și pe la guvernare, și da, pe la guvernare, exact, formule, evident, da, în sensul ăsta, în legătură cu ceea ce se întâmplă. Deci, ce restul se întâmplă? Exerciții, dați-mi jocuri idee, de comunicare, da. Bugetul, vedeți, când sunteți dumneavoastră întrebați, vi se spune, bugetul sănătății, 1, crește în fiecare an, 2, nu e suficient. Și atunci, da, e un paradox. De unde e paradoxul? Exact, cuvântul paradox. Cu excepția urmă 2 ani când a scăzut bugetul Ministerului Sănătății. Ok, este raportat la ce, domnul Cazanciu? Nu a scăzut. La cifre absolute. Raportat la bugetele anterioare și la nevoile societății. Vă aduceți aminte de domnul Câțu care ne spunea că nu sunt priorități. Dar am spus o scurtă paranteză, să nu uităm de domnul Voiculescu, numai că nu are niciun fel de empatie față de nevoile românilor. Dar acum 2 zile, domnul Voiculescu a ales să piardă câteva ore rămânând în trena domnului Năsui, în Senat, la dezbaterea moțiunii simple asupra ministrului economiei. Deci domnul Voiculescu terminase cu plata restanțelor din sănătate, terminase cu vaccinarea haotică. Deci domnul Voiculescu era prin Senat? Ce făcea prin Senat? Domnul Voiculescu a stat în băncuță să asculte toate pledoariile în care noi am arătat de ce domnul Năsui trebuie să plece. 2 ore și ceva, aproape 3 ore, păi a fost poate, în Senat poate prezent. Venise să voteze, nu? Ca să-l ajute nu pe domnul Năsui. Nu voteze. Probabil a venit să fie prima victimă a proiectului de lege de care păi a de vorbit. De ce să nu voteze? Că nu e senator. Evident. Domnul Năsui ne-a prezentat la Senat un proiect de lege, ne-a anunțat că o să depună un proiect de lege prin care o să interzică fiilor securiștilor să obțină funcții publice. Probabil a vrut să arate domnul Voiculescu că este deja o victimă. Victima propriului e chestiunea politică, domnule Cazanciu. Vă rog, nu înțeleg ce, domnul, și ce a căutat ministrul asta, sănătății în Senat. Păi rezolvați problemele, nu? Deci nu mai avea problemă în sănătate, terminase cu vaccinarea și atunci avea timp liber. Da, e un amănunt de culoare. Nu e culoare, domnul Mălăstirea. Sunt ore pe care le pierde, în loc să stea să se ocupe de minister, le pierde în Senat fără niciun fel de rost. N-ați înțeles că percepția contează mai mult decât realitatea? Asta este noua realitate aici, politică. Exact aici nu merge ce spuneți, domnul Mănăstire. Exercițiile de comunicare... Vă contrazic. Da, uitați-vă pe paginile de rețele de socializare a domnului Vlad Voiculescu. Uitați-vă la toată propaganda pro-USR din media bărească. În toate bulele, dar oamenii aceștia stau foarte bine pe cifrele alea, care înseamnă audiență, care înseamnă, cum să spun eu, notorietate pozitivă. Ei sunt niște eroi. Domnul Voiculescu, în esență, este un erou. Ok. Nu un anti-erou, deocamdată. Nu o să fie anti-erou peste vreo 3 ani. De exemplu, toate partidele promit bugete mult mai mari, toate partidele promit spitale. Nu. Prietenul meu, Robert, n-am niciun fel de joc teatru. Eu am promis tribunale și penitenciare, nu spitale. Tu ai promis penitenciare. Ați făcut bine, dacă vrei, discutăm și de penitenciare. Noroc că cele 8 spitale regionale le-ați făcut și le avem acum funcționale. Problema... Cele 3 spitale regionale în lucru astăzi sunt pe proiectele... Problema fundamentală, întrebarea se pune, nu ați făcut spitale, de exemplu, ce au promis ei la PSD, nu ați făcut spitale, întrebarea e, n-au vrut sau s-au dus bani în altă zonă? Pentru câștigul politic ar fi vrut să fac. Dar undeva s-a pierdut pe drum finanțarea. Unde? Domnul Bubenec, am ajuns la discuția despre bani invariabil, că sănătatea este cu
este și componenta asta financiară. Sunt suficienți bani pentru sistemul de terapie intensivă ca să dezvoltăm discuția în sensul ăsta? N-aș dori să-mi fie răstălmăcite cu un fel nici afirmațiile anterioare, nici cele pe care le voi face. Și afirm că Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă este un ONG absolut apolitic. Noi de 20 de ani am interacționat cu toți ministrii sănătății de diverse culori, orientări politice, pregătiri academice, într-un singur scop, acela de a ameliora calitatea serviciilor de anestezie și terapie intensivă din România, punând în centrul preocupării noastre pacientul. Și atunci, sigur că nu sunt bani suficienți. Când la fondul de sănătate contribuie cam 5 milioane de români și beneficiază 20, există foarte clar un mare dezechilibru care se creează din prima clipă. Nu se poate așa ceva. Nu e în regulă, contribuțiile au rămas mici, la fond să strâng puțin bani. Apoi, sigur, bugetul statului, din fericire, totuși în ultimii 7-8-9 ani, ușor-ușor a crescut contribuția venită de la bugetul statului în acest fond de sănătate, pentru că ne și-au dat seama că guvernanții, decidenții, că nu, chiar nu ajung banii, de undeva trebuie să vină. Pentru că suntem la un nivel de cheltuială pe cap de locuitor, penultimii din Europa. Deci dacă nu sunt bani, e clar că nu o să fie servicii mult mai bune. Nu o să fie bani o bună perioadă de vreme dacă nu știm să taxăm acolo unde trebuie taxat. De exemplu, eu am introdus noțiunea de taxă pe viciu, pe care a preluat-o ministrul Nicolaescu după un an de zile. Și calculul pe care l-am făcut eu în 2005, când am introdus această noțiune și am cerut să se pună o taxă pe țigări, care să meargă direct la fondul de sănătate, era atunci de 350 de milioane de euro. Această taxă a fost publică, adică știam cât s-a strâns în primii 2 ani, între 2006 și 2008. Din 2008 nu mai știe nimeni dacă vin acești bani, unde vin acești bani. Ei sigur ajung la Ministerul de Finanțe și în Trezorerie, dar nimeni nu mai știe cât sunt și cum ei după aia vin chiar la sănătate, așa cum spune legea, sau sunt trimiși și prin alte părți. O altă lipsă este suprataxarea alcoolului. De asemenea, țările europene au o recomandare care spune că alcoolul trebuie suprataxat și o bună parte din taxele pe alcool trebuie să vină direct într-un fond în fondul de sănătate. Nici aici nu s-a întâmplat nimic, nu știm. Deci sunt mecanisme încă neexplorate. Sigur, probabil că cea mai bună ieșire din această criză ar fi creșterea venitului mediu al oamenilor care muncesc în România, creșterea numărului salariaților în România care să contribuie la fondul de sănătate. Deci, iată, sunt nenumărate probleme pe care legislative din ultimii ani n-au reușit să le corecteze. Da, merge puțin mai departe. Dacă permiteți, aș vrea să fac câteva precizări. Sunt foarte importante pentru o discuție, de altfel, extrem de interesantă și relevantă pentru momentul de astăzi. Unu, sunt de acord cu domnul președinte Diaconescu că banii din sănătate, de la Ministerul Sănătății, de la casă, pot fi mai eficient, mai transparent și mai corect cheltuiți. Aici lucrurile sunt clare și cred că nimeni nu poate să conteste acest lucru. Dar nu e niciun paradox între faptul că an de an bugetul sănătății crește și totuși banii sunt insuficienți, pentru că suntem încă departe de nivelul pe care îl are media Uniunii Europene. Investim cam 980 de euro pe cap de locuitor în fiecare an, ultimul loc, nu printre ultimele locuri, ultimul loc, Bulgaria are 1200, media europeană în jur de 2700, cea mai mare investiție în Franța e de 4700. Deci la o investiție de 5-6 ori mai mică decât în alte țări europene și de cel puțin 3 ori față de media europeană, în condițiile în care medicamentele costă la fel, materialele sanitare la fel, salariile s-au mărit, nu sunt chiar ca la nivelul Uniunii Europene, dar totuși sunt destul de mari, vă dați seama că nu putem ajunge la același nivel, la același standarde și evident că banii sunt insuficienți. Dar pot fi cheltuiți mai bine. Și în mod clar avem nevoie să știm foarte bine în ce măsură putem crește totuși
numărul de persoane care contribuie la sistemul de sănătate. Aici e foarte adevărat, nu mai există în Uniunea Europeană vreun alt stat în care să fie acoperită toată populația, dar contribuția să fie plătită de un număr atât de mic de cetățeni, de contributori. Și aici e nevoie ca toate partidele să cadă de acord. În ceea ce privește banii privind spitalele regionale, aceștia erau bani europeni, nu aveau unde să se ducă în altă parte, pur și simplu în timpul guvernării PSD nu au fost absorbiți pentru că nu s-a făcut nimic ca acești bani să fie absorbiți. Spitalele regionale vor fi construite în perioada următoare, în guvernarea de astăzi. Domnule Mușoi, nu veți construi nimic, ați moștenit proiecte de la PSD. Dar de ce nu ne spuneți, având guvernarea de 2 ani de zile, dacă am depășit Bulgaria, domnul Mușoi, v-a împiedicat cineva să măriți bugetul sănătății, să depășim măcar Bulgaria la investițiile în sănătate? Eu vorbeam de per capita, pentru că Bulgaria este o țară mult mai mică ca număr de locuitori. Da, per capita, sigur. Bugetul da. Sănătății a crescut și în anul 2020 și crește și în anul 2021. Bugetul acordat sănătății e mai mare an de an. Tot pe ultimul loc. Mai mare ca pe ultimul loc. Consolidăm ultimul loc. Asta ne spuneți. Bun. Ultimul loc din cauza, în primul rând, a guvernărilor PSD. Și am înțeles, sigur. Totul peste noapte. Sigur, domnul Bușoi. Domnul Voiculescu stă în Senat la taclale cu colegii din guvern, în timp ce oamenii mor în spitale. O singură precizare. Cred că e... O secundă, domnule Bușoi. Domnul profesor Bubenec spunea ceva interesant care merită continuat. Merită continuat din zona, mă rog, celor care, să spunem într-o formă sau alta, au fost în guverne și au alcătuit bugete. Unde se duc banii din diverse categorii de venituri, cum domnia s-a menționat? În bugetul consolidat. Destinația teoretică este spre sănătate, dar banii nu se duc direct în sănătate. Banii noștri din consulare, de exemplu, că aici Robert știe, banii noștri de consulare nu vin la externe. Se duc în buget, urmând ca după aceea, prin decizie, să vină în Ministerul de Externe. La fel și Ministerul Sănătății. Deci, la un moment dat, această resursă este scurtcircuitată de politic, pentru că bugetul este discutat, negociat și decis de politic. Da, cel mai probabil... Cred că ar fi mai eficient să ducă direct în bugetul Ministerului Absolut Sănătății sau a Casei de Sănătate. Oricum, bugetul de stat contribuie mult la bugetul sănătății, pentru că nu ajung contribuțiile din asigurările de sănătate. Că tot discutam despre bani și despre resurse, domnule Bubenec, o ultimă întrebare, în următorul context. În ultimele intervenții am discutat despre lipsa resursei umane pentru terapie intensivă, subiectul central al discuției noastre. Toată lumea îngrijorată, Doamne ferește, apropiații să nu ajungă la terapie intensivă. În sensul ăsta, cât durează să pregătești un medic specialist în terapie intensivă? Adică dacă el este medic, nu știu, de 5 ani. Oncologic, 5 ani de zile durează. Nu, mă refer la un medic care are deja o calificare de medic și care să dorească și să fie pregătit în terapie intensivă ca să poată intra mai repede. Există posibilitatea unei competențe numai în terapie intensivă, nu în anestezie și terapie intensivă, care are durata de 2 ani cu scoatere completă din producție. Deci dacă ești medic pediatru, de exemplu, și vrei să... Dorești, exact. Dacă vrei să devii specialist pe ATI, pe terapie intensivă, 2 ani de zile și după aceea poți intra efectiv în terapie intensivă. Terapie intensivă pediatrică sau în specialitatea în care te-ai calificat, pneumologie, nefrologie și așa mai departe. Nu, da, și asta e întrebarea cheie. În perioada asta scurtă, în câteva luni, până la sfârșitul anului, da, dacă mai durează, o să vină valul 4, vedem ce se întâmplă la anul. De unde facem rost de specialiști de terapie intensivă, domnule Bubenec? Noi am propus 3 soluții Ministerului Sănătății. Prima soluție este clar renunțarea pentru moment la această interdicție de a acumula salariul cu pensia pentru medici, infirmiere, asistente pe perioada pandemiei. Pentru că nu avem de unde să aducem alții și nu există nicio justificare, aceștia nu au beneficiat de pensii speciale anticipate, ei au contribuit 45 de ani la fondul de pensii și acum au venit în sistem în timpul pandemiei. Deci vreți să aduceți specialiștii de terapie intensivă de la pensie, să-i aduceți în sistem?
Avem colegi de 80 de ani care sunt numiți cumularzi, pentru că au venit în sistem. Cerem ca la 80 de ani mai poți activa, acum nu e o întrebare cât se poate de în sens pozitiv, nu are niciun fel de conotație, cum să spun eu, răutăcioasă sau negativă. La 80 de ani mai poți activa într-o secție de terapie intensivă, într-o pandemie COVID? Poți să-ți faci bine treaba? Dacă treci toate examenele medicale pe care trebuie să le faci pentru a te reangaja și ai aprobarea Colegiului Medicilor și ai făcut dovada că și în ultimii 5 ani ți-ai luat credite de formare continuă, adică ai participat la congrese, la conferințe, te-ai interesat de evoluția specialității tale, teoretic măcar, sigur că se poate lucrul ăsta și avem colegi care fac lucrul ăsta în pandemie. A doua soluție este deblocarea concursurilor, așa cum vorbea și profesorul Sândesc, noi e nimic, noi sunt, lucrăm împreună de 20 de ani. Și ce trebuie să se facă să se deblocheze aceste locuri, domnule Bubenec? O semnătură probabil de ministru, nu? Adică nu mare filozofie. Nu este mare filozofie, dar sigur că presupune niște etape administrative și probabil că se va face. Ce înseamnă etape administrative? Adică e o chestie, costă bani, ce înseamnă efectiv? Care e traseul? Traseul este că trebuie făcută o modificare pe care Ministerul Sănătății să ceară o abrogare de la legislația stării de alertă ca să poată să organizeze aceste concursuri. E o chestie de birocrație, de hârțogăreală. Asta se face în 10 minute. Sigur, și acum să pot. Noi am înțeles că în timp, când nu eram vaccinați, nici doctorii care examinăm, nici doctorii care sunt tineri și caută post, sigur, nu se putea organiza un astfel de examen. Acum suntem toți vaccinați, pot fi organizate astfel de concursuri. Și a treia măsură, asta a venit de la Ministerul Sănătății și am fost foarte bucuroși de ea și de la DSU. De mâine vom avea de la ora 9 întâlniri regulate în așa fel încât să vedem cum sunt repartizați colegii noștri în teritoriu, cu precădere colegii medici rezidenți de anul 4 și anul 5 și vom încerca să ajutăm fiecare coordonator de rezidențiat de ATI care are în grijă pe acești copii să știm unde sunt și să-i ajutăm să-i orientăm spre locurile cele mai fierbinți, în așa fel încât acolo unde barca ia apă la un moment dat, acolo într-un spital unde mâine sunt foarte puțini doctori că s-au îmbolnăvit 2 sau 3, să putem trimite niște colegi proaspeți care să suplinească cât se poate sau să suplimenteze numărul de medici de terapie intensivă care activează. Da. Alte soluții sunt soluțiile care trebuie luate, după părerea mea, la un alt nivel și pe un alt palier, și anume a diminuării infectărilor. Și aici sunt măsuri administrative pe care... Aici, din păcate, în opinia mea, lupta este pierdută, cel puțin așa cum arată situația, în special pentru că nu există o comunicare și nu există o strategie pentru publicul tânăr. Valul 3 înseamnă multe infectări în zona tinerilor și în zona de populație tânără. Pentru că, nu există nicio măsură activă care să oprească lucrul ăsta. Unii leagă acest val 3, debutul valului 3, de deschiderea școlilor, e o întreagă discuție. Însă mergem mai departe, în scandalul AstraZeneca s-a consumat un episod astăzi. Agenția Europeană a Medicamentului a statuat că AstraZeneca, acest vaccin, este sigur și eficient. Asta după 4-5 zile de la debutul scandalului european. Cum a reușit cei de la agenție să afle lucrul ăsta după 4-5 zile? Este un mare mister. Este semnul meu de întrebare. Vedem informațiile. Mergem la domnul Bușoi. Poate are mai multe lucruri să ne spună de la Bruxelles. The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. The committee also concluded that the vaccine is not associated with an increase in the overall risk of thromboembolic events or blood clots. Chiar dacă vaccinul a fost declarat sigur, directoarea Agenției Europene a Medicamentului susține că va exista o investigație suplimentară privind
cazurile rare de reacții secundare semnalate. Reprezentanta EMA a subliniat că 7 milioane de oameni au fost vaccinați în UE și 11 milioane în Marea Britanie și că este inevitabil să apară și reacții secundare. Sigur că în momentul în care vaccinezi zeci de milioane de oameni la nivel global, acest lucru poate să determine și apariția unor corelații cu oameni care dezvoltă anumite reacții, dar care să nu fie cauzate de vaccin. Tocmai aceasta este rolul autorităților de reglementare, să stabilească dacă aceste reacții se află într-o cauzalitate cu administrarea vaccinului. Despre vaccinul AstraZeneca și tromboze avem două informații. Că da. Nu s-a observat o creștere a incidenței acestor evenimente comparativ cu anul precedent raportat la același număr de pacienți, adică 5 milioane de oameni din Europa au primit vaccinul de AstraZeneca în acest an și s-a văzut incidența evenimentelor trombotice. Mai multe țări au suspendat vaccinurile cu AstraZeneca după ce au fost semnalate cazuri de tromboză după administrarea vaccinului și chiar unele decese. România se numără printre țările care au hotărât însă să continue vaccinarea cu AstraZeneca. Da, acesta este scandalul european și scandalul și în România. Cehia a făcut un anunț interesant, că ar cumpăra toate dozele AstraZeneca refuzate sau suspendate la vaccinare în Europa. Domnule Bușoi, cum s-a ajuns la decizia asta așa de repede, în 4-5 zile? S-a mișcat repede la cei de la agenție. Medicamentului lucrează cu o rețea în toată Uniunea Europeană de specialiști, de experți, plus personalul propriu care se află în sediul agenției la Amsterdam. S-au evaluat toate cazurile care au fost raportate. Probabil că s-au revizuit puțin și studiile clinice și documentația pe care au la dispoziție atunci când a fost aprobat acest vaccin. Aprobarea, evident, temporară, condiționată, la fel ca în toate celelalte cazuri, pentru vaccinul AstraZeneca. La 20 de milioane de vaccinări în zona europeană, Uniunea Europeană și țările din jur, plus United Kingdom, plus Marea Britanie, sunt 7 plus 18 cazuri, 25 în total, de evenimente care au legătură cu formarea de cheaguri de sânge sau tromboză. Nu există în acest moment demonstrată vreo cauzalitate, nici nu poate fi exclusă, a spus-o foarte clar doamna Kroc, dar analizând toate aceste date, recomandarea este să continue vaccinarea cu AstraZeneca, pentru că beneficiile pentru sănătatea oamenilor și pentru oprirea pandemiei sunt mult mai mari decât riscurile. Și sigur că în acest moment statele care au decis suspendarea ar trebui, în opinia mea, să reia vaccinarea cu AstraZeneca. Posibil să existe anumite rezerve din partea cetățenilor. Cred că există o influență a ceea ce s-a întâmplat în aceste zile asupra deciziei fiecărei persoane. Poate fi de înțeles, dar din punct de vedere medical, din punct de vedere științific, din punct de vedere al sănătății publice, trebuie continuată vaccinarea cu AstraZeneca, pentru că oricum nu avem suficiente vaccinuri și avem nevoie de mobilizare totală pentru a ține pandemia sub control și să facem 75% din populația Europei să fie vaccinată până la sfârșitul verii. Bun, da, și cu ce s-a decis în anumite state europene, ce se va întâmpla? Ce intuiți? Vor relua vaccinarea în Austria, în Italia, în Germania? Normal ar trebui să reia vaccinarea și mă aștept ca cele mai multe dintre aceste state să reia vaccinarea. Sigur că dincolo de argumentele Agenției Europene a Medicamentului, dincolo de argumentele științifice, pot fi și decizii de oportunitate care țin de starea de spirit. Sunt țări care au comandat un număr mai mic de doze de AstraZeneca. Oricum producția AstraZeneca este mai mică decât cea preconizată inițial. Este o altă problemă care este în discuție între Comisia Europeană și AstraZeneca. Începe și o procedură de arbitraj, înțeleg, e ultima știre pe care am primit-o acum câteva minute, care poate fi premergătoare chiar unei situații de mers în instanță la un moment dat, deși sper să nu se ajungă acolo. AstraZeneca face cu adevărat eforturi să-și crească producția, face eforturi să găsească parteneri, să deschidă noi situri de producție, dar nu este așa simplu să o facă într-un timp foarte scurt. Da, poate facem o asemenea capacitate de producție în România, mai avem ceva.
urmă de capacitate de producție. Nu e chiar foarte posibil, dar tot ar dura câteva luni. Ori marea problemă pe care o avem cu vaccinarea în europeană și cu asta închei, ține de luna martie, poate și jumătatea lunii aprilie. După luna aprilie ar trebui să fim în regulă, pentru că Johnson & Johnson a dat toate asigurările că va aduce, va distribui toate dozele promise. CureVac Bayer trebuie să se autorizeze curând, Novavax-ul trebuie să se autorizeze curând și deja se discută contractul cu Uniunea Europeană. Vedem ce va întâmpla cu Sanofi. Sigur că e și discuția cu Sputnik 5, Sputnik 5. Acolo probabil că autorizarea nu va veni foarte repede, dar va veni la un moment dat. Oricum vom fi acoperiți de celelalte vaccinuri. Deci practic încă 3-4 branduri de vaccin o să producă atâta de multe vaccinuri, mai mult decât populația Europei. O să fie excedentar. Nu, până la sfârșitul lunii iunie trebuie să avem 400 de milioane doar din cele 4 companii pe care sunt deja autorizate. Dacă mai intră CureVac, Bayern și Novavax, pe asta spun, în regulă, dar nu mai mult decât populația. Da, domnule Bubenec, ultima întrebare pe finalul primei părți. Ați auzit de cazuri de bolnavi care să ajungă la terapie intensivă după ce s-au vaccinat împotriva COVID-19? Nu, eu personal nu știu să fie ajuns, cel puțin în România, și știu că a existat probabil un șoc anafilactic raportat undeva în America, de adevărat, alea și documentat. Dar ce vă pot spune este că statistica numitoră, statistică pe milioane de oameni, i-a permis Agenției Europene a Medicamentului să spună azi că riscurile sunt mult mai mici decât beneficiile acestui vaccin și că în clipa de față nu poate exista dovedit o legătură de cauzalitate între administrarea de vaccin și evenimentele trombotice. Și doi, fiind probabil printre cei mai în vârstă din platou, vreau să vă spun că eu m-am vaccinat și de antivariolic, când încă nu mi-aduceam aminte că m-am vaccinat, dar am o urmă pe braț, și de antidifteric, și de anti-TBC, și de antitetanos, și de antirujeolic, o sumedenie de vaccinuri care le-am făcut între anii 60 și anii 70. Și vreau să vă spun că n-am făcut niciuna din aceste boli pentru care m-am vaccinat, deci m-au protejat, și vreau să vă asigur că la nivelul acelor ani în care populația era vaccinată de multe ori obligatoriu, așa erau timpurile. Și așa era ideea că trebuie să eradicăm niște boli și s-au eradicat. Nu au existat studii atât de aprofundate de siguranță așa cum sunt făcute astăzi cu cele 3 vaccinuri despre care discutăm. Deci dacă se vorbește de siguranță, siguranța vaccinării în anul 2020 este infinit, infinit mai bună și mai fezabilă decât ce știm. Mulțumesc, domnule profesor, pentru explicații. Discutăm despre secția specială în câteva minute, de unde tot scandalul politic din Parlament, o să-l vedeți, s-a ajuns în varianta finală în care magistrații să aibă un fel de superimunitate. Va fi mult mai complicat să anchetezi penal un procuror sau un judecător în România, deși la rândul lor procurorii și magistrații le băteau obrazul politicienilor că ei beneficiază de o asemenea superimunitate în Parlament. Vedem toate lucrurile astea după o scurtă pauză.